Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti papanaș. Pentru aceasta punem într-un bol 500 de grame de brânză de vaci, un praf de sare, o lingură de zahăr, o linguriță de bicarbonat de sodiu și 2 ouă. Amestecăm cu lingura până se omogenizează. La dorință, adăugați esență de vanilie. La final încorporăm făina. Eu am folosit 180 de grame, dar cantitatea poate varia în dependență de brânză și de ouă. Amestecăm cu mâna până obținem un aluat. Nu puneți prea multă făină, pentru că aluatul trebuie să fie un pic lipicios. Punem aluatul pe masa de lucru, tăiem din el o bucată de aproximativ 100 de grame și o dăm într-o parte. Aluatul rămas îl împărțim în 8. Formăm beluțe. Luăm fiecare beluță, o aplatizăm un pic și îi facem o gaură în mijloc. Din aluatul pe care l-am lăsat la o parte, formăm 8 beluțe. Încingem uleiul și prăjim papanașii pe ambele părți până se romenesc. Odată cu ultimul papanaș, prăjim și biluțele. Neapărat scoateți papanașii pe un prosop din hârtie pentru a absorbe excesul de ulei. Îi acoperim cu un prosop pentru 20 de minute. Într-un bol amestecăm 200 de grame de smântână cu o lingură de zahăr. Ungem papanașii mai întâi cu smântână, apoi cu dulceață de zmeură. Punem deasupra câte o beluță și papanașii sunt gata. Poftă bună!